adus din străinătate, n-are cu ce mânca. A dat oamenii bănci, casele la bănci. Statul român l-a înșelat pe oameni cu case. A rămas fără case pe drumul. Sunt oameni care n-au case, doarme pe drumuri. S-a schimbat legea, nu mai putem să mai votăm oameni buni. Vă rog frumos din suflet. Cu cine votați? Cu cine votați? Dacă are cuvânt, cu Hanus. Cu cine? Cu Hanus. Cine e Hanus? Un american. Say what? Americanul? Privatism, da. Privatizările din nordul țării să desfințase tot. Deci dacă iese Trump președinte României, sunt mâncăruri și sunt foarte scumpe. Nu ne dăm mâna să mai... N-avem cu ce să ne ducem la un medic, la un doctor. Ce vindeți, doamnă, acolo? Nu vând nimic, uite, din ăștia. Ce? Toate sunt scumpe. Suntem destrăbălați, adevărat, și nenorociți pe fața pământului. Vreau să fie organizare, vreau să fie disciplin. Se droghează, face toate porcările din lume. Nu-i nicio o familie dezorganizată. Ies tot la pământ. Vine morți din străinătate, vrea să pleacă, nu-i servici. A venit lumea din Irak, bravo, din Istanbul. A cumpărat toată Constanța, a cumpărat-o americanii. N-avem